Cum este Mihai Trăisari? O piesă e din 2019, e cea cu care s-a calificat atunci la Eurovision. Dezamăgit cumva de competiția de anul acesta și de aia de anul trecut sau acum doar, nu mai știu când a fost tombolul ăla major. Bună dimineața, Mihai. Neața. Citeam acum că n-am aflat, nici nu prea știu anul ăsta cum se desfășoară lucrurile. Nu m-am înscris, că ziceai că n-am, nu, eu nu m-am înscris pentru că au anunțat prea târziu preselecția, au anunțat undeva pe la 1 decembrie, până pe 19 decembrie, pac, start înscrieri. Eu, nefiind pregătit, înțeles. Nu m-am înscris la Eurovision, că n-am găsit o piesă. Am dat repede anunț, vreau și eu o piesă. Știu că n-am, vorbeam în toamnă că făceai un soi de... Știi care e faza? Acum 2 ani m-am pregătit cu luni înainte și au trimis-o pe Roxen, fără să mai facă preselecții. Și m-am speriat, pentru că noi mergem în studiuri, plătim niște oameni acolo și atunci corect. N-am mai avut curaj să pregătesc piesa din timp. A, n-ai vrut să arunci banii să o pregătesc asta. Iarăși și să-mi zică, știți că o trimitem pe X. Și nu m-am pregătit. Și în decembrie, când au anunțat, acum două săptămâni start înscrieri și închidem imediat. Eu, și nu m-am înscris. Și am ratat un an. E un alt tip de concurs, nu neapărat că este o componentă geopolitică acolo și o resimțim în fiecare an, dar e și un alt tip de interpretare. Poate excepție ar face finlandezii ăștia de acum niște ani și italienii de anul trecut. Eurovision nu e un concurs neapărat de voce, nu e ceva, nici măcar de creație. El trebuie să fie un concurs de creație. Dar tu cam știi rețeta, ai fost. Nici măcar, nici eu nu mai știu. De la an la an se schimbă. Odată iau un jazz, într-un an vin niște finlandezi cu flăcări, într-un an vine Conchita, pac, travestita. Aoleu, da, uite, am uitat păi de Conchita. Păi da, nu mai știi ce să mai faci, nici nu știi cum să te duci. Deci caută și chestii ceva. Noi, reprezentata Israelului, cu ceva ani, știi că a avut un show, cel puțin ciudățel, cu pisicuțele alea chinezești. Trebuie să vii cu ceva ieșit din tipar, asta e clar. Dacă reușești să fii unic și să fii chiar șocant, și cu glasul, poate, și cu ceva inedit. Dacă după Tornero ai avut o perioadă de vreo 2 ani, știu că nu te prindeam de nicio culoare. Da, eram veșnic, erai veșnic plecat. Îți dă un boost, nu? În momentul în care te clasezi. Dacă ai un rezultat bun. Doar dacă ai un rezultat bun. Partea faină la mine a fost că Tornero a prins și prin topurile internaționale. Aici m-am trezit în topuri, la radio, mă chemau la televiziune, prin Grecia, prin Malta și atunci în Suedia. Mi s-a lansat album în 15 țări, adică am colindat lumea datorită acelui Eurovision. După aia, succesul se stinge, normal. Am mai căzut și în mici depresii de-a lungul anului. Bă, da. Și am început să revin la Eurovision, gândindu-mă că pot să-l câștig. Eu am fost foarte aproape de a lua locul întâi internațional și în sondaje eram pe locul fruntaș și de aia mi-am băgat în cap că trebuie să revin. Și o să revin, dar trebuie să nimerez piesa bombă, care e greu, trebuie să-mi scrie careva. Un Costioniță, un Moga, ceva, hai, mobilizare. Costioniță s-a băgat anul ăsta, e băgat în preselecții. Da, știu, a fost aici. Miodora, da. A fost, a fost. Cezaruatu a revenit și voi el. Mai vorbiți? Voi, da, am fost un colind anul trecut. Da, da, da. A, da, 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 că mi-aduc aminte. Da, au fost ani interesanți. Știu că povesteai de dar să știi că acum fac propriu Eurovision. Am deschis un concurs online luna asta. Așa. Vreau să lansez pe cineva. Și dacă știi că eu sunt cu concursuri, festivalul, de când mă știu. Vreau eu să promovez. Înțeles. Și acum am zis, băi, fac un concurs, Mihai Trăisari, eu caut o vedetă online. Cine are vreun talent, îmi trimite filmări și câștigător sau câștigătoarea fac un duet și fac un tur de televiziuni. Că tinerii ăștia își doresc pe la televizor. Zic, păi și unde faci? Pe Facebook? Unde faci întrebarea asta? La mine, pe rețelele socializare găsiți toate datele. Mi-am făcut acolo una. Și vreau să ajut pe cineva, că sunt foarte mulți tineri talentați care sunt cam chinuie. Eu îi văd, îi simt. Tu ai și răbdare, se scrie. Am răbdare, îmi place să ajut pe cineva. Se scrie lumea la așa scrie ceva. Și copii, și adulți de toate. Cine simte că vrea să ajungă star, ia uite, poate vă ajut. Da, asta vorbeam și cu ai mei colegi, că noi, uite, sunt 10 ani de când facem X-Factor. Da. Căutăm, se mai simte dintre ei. Căutăm niște voci. Eu a trecut pe la X-Factor. Păi da, dar căutăm niște voci pentru un domeniu care e în comă. Acum e pandemic. Deci 2 ani de zile pe aparate. E bolnav. Și nu știm exact când o să rezolvăm această problemă. Mulțumim tare mult, Mihai Trăisariu. Mihai Trăisariu caută o vedetă. Căutați-l pe Facebook, pe Instagram, pe rețelele sociale ca să găsiți mai multe amănunte. Deși dacă sunteți din business, sunt convins că aveți deja toate datele astea. Îți mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Poate o fi mai bine la anul de Eurovision. Îmi fac piesa anul din timp. Poate puneți și voi regulamentul din mai, ca să avem timp. Deci era ceva de punctat și aici. Foarte complicat. Trebuie să fii extrem de atent că vine vorba de acest concurs. Să vedem ce rezultate. Că de niște ani, de când a fost Mihai, când a fost Sistemul, de când a fost Paula cu Ovi, nu prea au mai mișcat. Ai, nu știi, de nicio culoare. Ba chiar nici măcar nu ne-am calificat în finale. Bun.